Am revenit la a doua parte a emisiunii față în față. Chiar am în față doi tineri. O să-mi facă plăcere să discut cu ei, cu siguranță și lor cu mine. Adică sper că o să vă facă plăcere să discutați cu mine. O să vă pun întrebări mai incomode, așa, dar cu siguranță vă veți descurca. Din partea ADN, așa cum spuneam, o să o prezentăm pe Andreea Chirițescu, candidat ADN la Consiliul Local, Târgu Jiu. Bună seara, Bună mulțumesc seara, pentru bine ați venit! invitație. Da? Mulțumesc. Și Lucian Budulan, coordonator politic ADN Târgu Jiu. Am stat de vorbă cu el în pauză, cu tine, Lucian, și știu că toate partidele au președinți, adică Mai chestii puțin grele, vicepreședinți și așa mai departe. Voi omul cu sunteți altfel cuvântul greu de structurați. spus, nu? Cum ar fi? Cum? Cum ar, omul care are cuvântul greu de spus. Corect. Și la voi, Nu. cine are cuvântul greu? Nu există un om care să aibă un cuvânt mai greu de spus decât altcineva la noi în grup. Deci este toți o echipă de aveți coordonatori, același... exact. Coordonatorul financiar are cel mai... nu? E acolo de unde vine banul. E important. La noi nu e cazul. Dragilor, ADN este o formațiune politică, un partid, nu? Partid politic. Da. Da? De centru, a spus. Sunteți mulți tineri acolo. Sunt prieten cu, cum îi spune, coordonatorul suprem. Coordonatorul județean. Coordonatorul județean. Politic județean, Ivăniș Nicolae. A adunat lângă el un lucru bun, de altfel, tineri. Tineri pe diverse domenii. Andreea, artistă. Artistă, e bine ce da, cum am zis, da? Da? Da, profesionist. Profesionist. Da? Tu, Lucian, dacă un vreți, antreprenor. Și antreprenor, dar pot fi și un reprezentant al elevilor la nivel de județ. Chiar dacă nu mai sunt elev, sunt student, am fost președintele Consiliului Județean al elevilor la nivel de județ, singura structură reprezentativă a elevilor la noi. Pentru că pe la București și prin orașele mai mari mai există și altfel de asociații. Altfel de, da, da. Exact. La noi asta e singura? Da, Consiliul E Județean ok? al elevilor. N-ar trebui să fie ceva mai mult, adică să cred fie că o joacă competiția, și pensie. Competiția ar ajuta, pentru că da. La un moment dat ajungi în starea aia de somnolență, nu mai e pe altcineva, dar asta nu te afectează pe tine ca și reprezentant, îi afectează pe cei pe care îi reprezinți. Uite, e interesantă chestia asta. Poate mai târziu ai timp și o să ne spui care sunt cele mai mari probleme ale elevilor. Discutăm Știi? Cu siguranță despre asta. Asta. Andreea, nouă în politică? Da, Proaspătă? Proaspătă, de o lună. De o lună în da. Politică. Oficial. Oficial. Andrei este în grupul nostru de mai mult timp. Oficial e de mai exact. Mult timp, da? Da. De ce ai făcut pasul ăsta? Cine cum te-a bine convins să știi, faci pasul tatăl ăsta? Meu a fost în politică timp de 25 da, de ani. Nu aș vrea să mai comentez. Știi nu mai că comentăm. Eu i-am zis tatălui tău, mai bine să comentăm sau nu? Să comentăm. Da, eu i-am spus, zic că tu te-ai chinuit o căruță de ani să ajungi nici măcar pe lista da. De consilier, da? Și uite, a venit fata ta și scurt, da. Consilier, mâine pui mine consilier local, nu știu. A ales proiectul greșit. Trebuie să te uiți cu altfel, când trece pe lângă tine, poate... Da, am avut o discuție acum, înainte de intrarea în această formațiune politică și era foarte entuziasmat cumva pentru că se uita la mine și fix la vârsta mea de acum, anul ăsta fac 30 de ani, mulțumesc la fel, a făcut pasul ăsta și a intrat și el în partidul politic pe care l-a reprezentat atâta timp. A crezut foarte tare în el și da, în tot știu. Ceea ce, mă rog, a reprezentat interesul partidului la momentul respectiv și cumva a fost ca un impuls, să spun așa, pentru că mi-a spus că el crede că sunt făcută pentru asta. Da, el a ieșit dezamăgit, așa cum l-ai citit tu ca părinte. El are dezamăgiri foarte multe legate, și foarte mari, din fericire nu legate de copiii lui, legate de partea asta experiențele politică, pe care le-a trăit. În politică, da. Da? Și tot ceea și ce a văzut. Și astea nu te-au oprit pe tine așa din drumul ăsta? Adică nu ți-au pus niște pe mine semne mă de impulsionează. Întrebare? Da? Da, pe mine mă impulsionează genul ăsta de dezamăgiri, pentru că consideră că dacă și el este dezamăgit și încă 10, 15, sute de oameni, atunci nu vom mai lua niciodată atitudine și nu vom mai face nimic. Va rămâne la nivelul de a ne complace într-o situație și nu se va mai... De ce simți nevoia să iei o atitudine? Să iei atitudine? Pentru că pe noi nimeni nu ne-a ascultat niciodată. Cum nu v-a ascultat pe noi tinerii. Nimeni?
Niciodată, nu ne-a ascultat nimeni. Da? Am fost cantitatea neglijabilă. Ei sunt mici, ei sunt neexperimentați. Ei sunt puțini. Ei sunt puțini și nu știu ceea ce trebuie făcut pentru țara lor. Cred că chiar noi, ăștia tineri, știm ce trebuie sau ce ne dorim noi, care sunt... E important ce vă doriți voi până la urmă. E important să realizați ceea ce vă doriți voi. Da, pentru că dacă am o doleanță și dacă pot să-mi o exprim și am libertatea de a o face, de ce să nu îmi găsesc o formațiune politică care să-mi sprijine această doleanță și să mă ajute să o concretizez într-o idee, într-un proiect viitor. Într-un proiect viitor. Până la urmă, exact. Da, într-un proiect viitor. Lucian, cum e lucru cu toată gașca asta? Gașca e cuvântul frumos, știi? Gașca asta de la tine, din organizație. Organizația nu de la mine, de la noi. De la voi. Schimbăm ideea și... Voi sunteți mai mulți șefi acolo. Noi, nu e vorba neapărat de șefi, adică e vorba de grup, de unitate. Spre exemplu, uite, vă întâlniți la o ședință, da? Și vine Andreea și zice, domne, nu știu, mie mi-a plăcut ideea asta, hai să o punem în practică. Da, e, cum ajungeți? La noi se întâmplă super des treaba asta, pentru că noi ne întâlnim zilnic. Chiar dacă nu ne întâlnim grupul complet, ne întâlnim și separat. 5, 6, 7, cum avem timp fiecare, pentru că exact cum a spus. Până la urmă fiecare e cu ocupația. Exact, lui. Exact. Da. Nimeni și este un hobby ceea ce faceți voi? Da, absolut. Da, garantat. Absolut. Am venit din propria convingere și nu ne-am strâns ca să reluăm proiecte trecute, viitoare. Nu. Fiecare a venit cu ideea lui și a pus-o pe și mergem mai departe. Da. Să-mi spui cum decurg toate chestiile astea și după aceea, Andreea, gândește-te ce să-mi spui atunci când vei avea o dezamăgire sau cum o să reacționezi. Da. Te rog. Este foarte simplu de lucrat la noi. Chiar este foarte simplu, pentru că grupul nostru este atât de unit și e stilul ăla. Suntem nonșalanți, nu ne ascundem unul față de celălalt. Spunem lucrurile pe nume, ce ne dorim, ce idee avem. Și fiecare își expune părerea lui. În momentul în care ai o idee de bază, brută, pe care a adus-o Andreea, să zicem, în discuție. Da, dăm exemplu. Noi venim și o îmbrăcăm fiecare cum poate pe segmentul lui. Acum, nu aș putea vreodată în viața mea să-i dau un sfat Andrei pe care trebuie să neapărat să fie obligată să-l ia în considerare pe domeniul ei. Adică e un domeniu pe care eu nu-l stăpânesc, îl cunosc foarte bine, îl cunosc cât pot eu de bine, dar asta nu înseamnă că ea trebuie... Expertă pe domeniul ăla este ea. Exact. Asta este ideea la noi la ADN. Am încercat să acoperim toată plaja necesară cu oameni din fiecare domeniu, oameni care au reușit din punct de vedere profesional, cu viața personală sau cu viața profesională, pentru a atinge fiecare punct de interes. Adică Andreea este pe zona de cultură, definește teatru, mai departe. Cuvântul a reuși? A reuși, avea o realizare... Voi, ce înseamnă pentru voi am reușit? Am dus la îndeplinire fiecare proiect în care m-am implicat. Uh-huh. Adică dorința mea, pentru că dacă m-am implicat undeva, înseamnă că mi-am dorit să mă implic. Uh-huh. Poate chiar am dus la bun sfârșit și proiecte în care n-am dorit să fiu implicat. Da, e foarte important. Să știi că multă lume nu poate defini cuvântul am reușit. Știi, auzi mult pe lângă tine, am reușit în viață sau n-am reușit în viață, am reușit, n-am reușit. Andreea. Da, pentru mine a reuși înseamnă să fac de așa natură, să explic omului cu care interacționez sau spectatorului în cazul meu, ceea ce eu simt în secundă de față. Dacă reușesc să creez o empatie cu omul cu care discut sau omul care mă privește, atunci înseamnă că am reușit. Asta înseamnă în lumea teatrală, în lumea artistică, în la lumea noi a ta. Reuși, da? Da. Și în viața de zi cu zi, pentru mine înseamnă empatie. Dacă reușesc să te fac pe tine, să vezi exact natura sentimentelor mele, să vezi exact natura ideilor mele, să înțelegi că merg pe o idee datorită faptului că mi-am depus energia și cred în ea. Nu pentru că am luat-o de la un alt partid sau de la o altă formațiune politică și vreau să o dezvolt. Nu. Sunt convinsă că toți, din toate partidele, au ideile lor proprii. Ideea este cum faci să creezi empatia ca omul să creadă și el împreună cu tine în ceea ce tu i-ai propus. Da, să meargă pe acel, asta înseamnă să reușești. Cu tine. Da, da. Asta înseamnă să reușești. Apropo, pe Andreea, cred că pe tine te cunoaște foarte multă lume, da? O vedeți da. Pe scena teatrului, Elvira Godeanu, de câte ori mergeți la teatru, așa că, na,
pot spune ei dacă am reușit sau nu. Da, exact. Ar putea să ne spună, domnule, a reușit sau n-a reușit. Da. Din punct de vedere profesional. Din punct de vedere profesional, evident. Noi discutăm acum toate treburile astea din punct de vedere profesional. Când intri în politică, e clar că ai niște... Bine, nu știu dacă neapărat ai niște nemulțumiri. Uneori intri în politică din niște convingeri, da? Alteori sunt persoane care intră în politică pentru că au niște nemulțumiri pe care ar dori să le rezolve. E și cazul vostru, cum a spus voi, domne, noi tinerii nu prea am fost luați în seamă. Da? Când intri în politică, îți stabilești niște obiective. Da, o traiectorie sau mai multe. O traiectorie, mai multe. Obiective. Obiective. Cu cine să încep? Cu mine. Cu tine. Obiective pe termen scurt? Nu. Eu pe nu propun, lung? Da, nu asta propun s-a întâmplat, îmi cer scuze, da. Asta s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani. Am văzut doar proiecte pe termen scurt. Femeile au fost primele, de asta te referi. Nu, la asta mă refeream. Mă refeream la faptul că noi n-am avut parte decât de proiecte pe termen scurt, atât. N-am văzut niciodată un proiect pe termen mediu spre lung sau chiar lung. Da, da, poate că noi ca nație nu gândim la în fel. Știi, nu avem o viziune. Țările foarte bine dezvoltate... am văzut toată lumea folosește în momentul de față strategii. Eu am făcut strategii. Și toată lumea spune, domnule, hai să facem strategie de. Și dar puțini oameni știu ce înseamnă o strategie. Fie că e pe termen scurt, mediu, lung. E, țările dezvoltate, să știi că au niște strategii foarte bine puse la punct, pe termen lung, mediu, scurt, da? Și alea sunt ca o biblie pentru... Da. Pentru orice conducător, indiferent că vine PSD, PNL, ADN, nu mai știu ce, respectă ceea ce scrie acolo. Da, pentru că ei au și în considerare foarte, foarte serios doleanțele... Crezi că e vorba și de educație? În primul rând. Am înțeles. În primul rând. Dacă ești un om de caracter, întotdeauna te vei asigura că oamenii de lângă tine vor avea cel puțin același... încercând să aducă cel puțin același aport pe care tu îl aduci în ceea ce ți-ai propus. Dacă nu-i aduci în prima linie și vrei să ieși tu în față și să ei să stea acolo la locul lor, că e mai bine să nu iasă în față, să nu vorbească, să nu se exprime, înseamnă că această calitate umană, altruismul, cum îmi place mie să o numesc, s-a pierdut. Nu poți să faci lucruri fără să fii altruist. Exact, exact, dar vorbind de caracter, caracterul ți-l construiești pe parcurs, iar societatea își pune amprenta asupra lui. Asta e problema. Calitatea societății până la urmă. Caracterul ni-l formăm și din educația pe care o primim în familie, dar ieșim, plecăm, ieșim pe stradă, adică ne întâlnim la societate. La un moment dat, dar ai pierdut... Cu lumea, cu viața și tot așa. Viața e reală. Este o foarte mare influență, din câte am citit, își pune foarte puternic accent, amprenta pe caracterul uman, societatea în care trăim. Iar asta nu mai ține doar de noi. Ține puțin de tăria în care ne putem modela noi pe societate, dar să ne păstrăm principiile noastre, valorile noastre umane. Dar mai departe trebuie să lucrăm puțin și la calitatea societății. Este Andreea datoare cu un răspuns, da, după cu care o să... Nu, și cu de... două. Și da, cu dezamăgirea și cu obiectivul pe termen lung. Am reținut, da. Deja ne-a ocupat emisiunea numai. Da. Deci, două. Da. Cu obiectivul, nu? Hai să începem cu obiectivul, după aceea vii și cu dezamăgirea. Bun, obiectivul meu ar fi în ADN, de fapt, pornind de la ideea de ce am intrat în ADN, am intrat în urma acestei pandemii, am avut N gânduri legate de ce se întâmplă cu meseria mea în secunda de față în România. Mi-am dat seama că meseria mea nu mai există în secunda de față. Cum adică nu mai există? Nu mai există, adică nu poți profesa. Nu, având în vedere că am jucat în toată această stagiune, am avut 4 spectacole în total. Da. Eu înainte aveam 70-80 de spectacole. Pur și simplu, adică dacă nu aveam un salariu de bază la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, dacă trăiam doar din colaborări, era pur și simplu problemă. Muream de foame. Corect. Adică nu exista o soluție pentru mine personal. Și în momentul de față sunt soluții pentru a rezolva problema asta? Adică tu le vezi, le întrevezi? Nu, pentru că se vor da, să spunem, se va da drumul la teatre, dar nu vom putea funcționa sub acele norme. Adică dacă vom trebui să avem 4 metri în față, distanță 4 în spate, stânga-dreapta... Logistica nu ajută din 202 să-și organizeze locuri evenimentul de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Poate v-ați zis că trebuie să purtați și mască? Asta ar mai da, fi. Da, teatrul nu se face cu mască, despre asta e vorba. Se întâmplă viu teatru în fața ta. Teatrul e o mască, nu se da, face cu mască. Da, e o convenție. E o convenție. Da. Dar dacă eu cred cu adevărat, atunci te pot convinge și pe tine.
că eu cred da, în ceea ce... Bine, dacă eu nu cred și cred în 50% din ceea ce fac, la tine va ajunge 20-30%. Da, asta e datoria voastră, asta e jobul vostru. Da, corect. Da. Și datorită faptului că mi-am dat seama că meseria mea are o, este în mare dificultate în perioada de față, am zis, dacă intru într-o formațiune politică care să mă sprijine și să mă lase să vorbesc, atunci poate voi reuși prin intermediul Consiliului Local, dacă voi ajunge acolo, să fac ceva pentru artiști, să-i aduc la nivelul de plutire, pentru că ei permanent sunt... cultura este ultima. Îi lăsăm și ce ai la urmă. În momentul ăsta, ce ai putea să faci pentru artiști? Din postura de consilier local. În momentul ăsta aș mai face încă o sală a Teatrului Dramatic Elvira Godean. Aș reuși să ajung în punctul în care să determin oamenii să vină în același număr la teatru și să vadă 2-3 spectacole în același timp. Să nu îi oblig de la 202 locuri cât avem noi, să îi reducem la 30 sau la 40 de oameni și atunci să privezi anumiți oameni care vor să vină, pentru că au nevoie de teatru. Uh-huh, da, oamenii corect. Care au un istoric și vin la teatru și din tradiție în tradiție și au transmis asta din generație în generație, simt nevoia de momentul lor de rătăcire la teatru. Ăla e momentul lor, 2 ore. Vor să râdă, să plângă și să creadă în tine. Ăsta e pariul. Dacă nu reușești să convingi, nu neapărat oamenii că merită să creadă în actori sau merită să pună cultura printre primele locuri, nu neapărat medicina și cele care sunt indispensabile, nu vorbim de lucrurile indispensabile, ci și de lucrurile indispensabile sufletului. Da, corect. Deci obiectivul tău e să ajungi în consiliu pe termen scurt, că ăsta e pe termen scurt. Asta este pe termen scurt. În consiliul scurt. Local să ajuți zona asta. Da. Zona asta de cultură. Și zona copiilor, cu școlile de teatru. Am avut o școală de teatru a mea personală. Da, știu, tu, da, chiar ai avut o școală de teatru. Da, am avut la un moment dat 60 de copii de care m-am ocupat și cu care am reușit să fac proiecte. I-am pus pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. I-am filmat înaintea demersului lor cu mine, cu școala de teatru și după, pentru că am vrut să arăt părinților care au fost rezultatele? E interesant aici. Au fost rezultate vizibile pentru oricine, nu? Da, adică îți dai seama cum e, se uită copiii, știi? Sunt copii totuși, exact. Da? Se uită și văd, mamă, cum am fost eu la început, uite, după 5 luni, mamă, ce bun sunt eu acum. Da, știi? Asta e ideea, să vorbesc cu copiii, să-l crești, să aibă propria lui creștere, nu forțată. Școala sau after school sau grădinița te face să ai într-un fel o creștere forțată, pentru că ți impune anumite lucruri. Părinții îmi spuneau când veneau cu copiii la școala de teatru, bă, Rareș n-a dormit toată noaptea, că bă, știa că miercuri are rol de... Să fac cel mare! Rol de învățat, de spus pe scenă, adică era permanent, copilul a fost veneau atras din plăcere, de da, această activitate. Simțeau că este ceva e, acolo aici... care... Aici aș vrea să ridic o problemă destul de interesantă. De ce nu se întâmplă asta și cu școala, și cu educația din ziua de astăzi? Pentru că, din punctul meu de vedere, ca să fii atras de cultură, trebuie să ai o educație. E corect ce spun? Da. Adică cultura vine cot la cot cu educația. Cu valorile, cu tradiția ta ca om, ca neam, ca nație, ca orice. Da? Dacă noi nu investim pe partea de educație, așa educăm și societatea, așa formăm și caractere, exact cum spuneai tu, așa ne formăm pe noi ca oameni și să fim propriul individ. Nu vreau să fiu eu Dan Moșteanu sau Dan Moșteanu să fie Lucian Buduran. Corect, nici nu trebuie. Adică fiecare trebuie să aibă identitatea sa. Apropo de chestia asta, când ai ieșit în societate, ai spus, domnule, când am ieșit eu și am dat piept cu societatea, cum ți s-a părut societatea? Of! Cât avem la dispoziție de aici încolo ca să vorbim, că nu cred că avem timpul necesar. Cât de neașteptat. Adică nu mă așteptam la impactul acesta cu viața. Dacă la 20 de ani vă spun asta și dumneavoastră o să puteți să-mi spuneți, băi, dar să vezi până la 40 cum este. Nu o să zic chestia asta. O să zic că totuși ai câteva realizări. Și tu, și Andreea. Adică aveți câteva realizări. Mă gândesc că v-ați descurcat. Sau cel puțin am încercat. Dar sunt sigur că până la urmă am avut ai câteva realizări, adică corect. Faptul că Andreea este pe scena unui teatru, da, din Târgu Jiu, a terminat o facultate. Și la București? La București, adică, și sunt convins că s-a întâlnit cu societatea mai rău decât în Târgu Jiu, că București, exact. București, da? Tu, același lucru, am înțeles, un business al tău de care exact. Te ocupi, adică ați avut câteva reușite. Chiar dacă societatea a fost, wow,
Dar ai găsit soluții, ați găsit soluții. Ați văzut că din punctul meu de vedere există și o problemă aceasta a implicării. Nu prea reușim noi ca societate, noi ca, până la urmă, ca și țară, ca și județ, să angrenăm tinerii către proiecte. Nu reușim să le dăm curajul acela de a face pasul în față. Dar crezi că e datoria, nu știu, a primăriei? Da, poate să ofere... De ce nu o privim și din punctul ăsta civic? Poate o datorie civică, a ta, datoria Andrei. Este și datoria mea. Exact cum spuneai tu, că vă întâlniți un grup de 5-6, poate tu mai aduci 5-6, mai vine Andreea cu 5-6, să începeți voi să creați niște proiecte, voi, noi. Eu sunt de acord. Toată lumea, să înceapă să creeze niște proiecte, adică, știi cum, am văzut atunci, am fost foarte atent când s-a înființat Clubul Sportiv Municipal. Ok. Da. Eu atunci am fost foarte vehement. Am spus, domne, sunt niște oameni care au făcut sport de performanță. Și știi că a fost dita mai scandal, da, concursul, da, da. Nu știu ce. Da. Bun. Mie mi s-a părut total aiurea să existe astfel de discuții. Am zis, băi, fraților, voi sunteți niște oameni care ați realizat, sunteți niște nume. Niciodată voi nu trebuie să intrați pe ușa din spate. Puneți-vă un proiect pe hârtie, intrați pe ușa din și față, bătălia toți aliniați. Nu există bătălie, că nu poate nimeni. Nimeni din Consiliul ăla local nu a avut rezultatele celor care veneau. Așa da? Este. Puneți proiectul corect. În față. Da? Și ăsta e, băteți-vă da, pentru dar asta e cam asta e și cu... Fiecare da. Grup a avut în spate un alt grup. Și n-a fost bătălia lor în față cât a fost of. În spate. Păi of, of, ajungem iar la partea aia politică dureroasă. Ne întoarcem în urmă și discutăm despre ce punem noi la dispoziție tinerilor, ce le dăm, cu ce îi momim până la urmă, ca să folosesc termenul acesta ceva mai sensibil. Uh-huh. Ce le dăm noi până la urmă? Ce le oferim un proiect realizabil și ce oportunități? Ce de ce le oferiți? Că voi sunteți oamenii politici. Nu, eu nu, sunt nu, doar nu, un moderator aici. Nu noi, ADN. Mă refer în viața de zi cu zi. Primărie, țară... Oamenii politici. Oamenii politici. Oamenii până la urmă, politici. Spuneați că de ce nu facem noi un proiect? Noi îl facem, fără nicio problemă. Și am făcut proiecte și până să fim implicați politic și înainte. Dar susținerea unde este? Să știi, uite, eu am zis de proiecte, dar... Însă și proiectul ăsta ADN, eu știu cum a fost creat, l-ați creat acolo în întâlnirile voastre, 2 azi, 3 mâine, 7 exact. Poi mâine, da? Și e un proiect, e un prim proiect, prim. Poate să mai este un proiect mai ampul, un proiect mai în care mai ne angrenăm cu toții. Da, e adevărat, care probabil în timp va crește, va coagula lângă el anumite... Da, până la urmă, dacă arăți și demonstrezi, oamenii vin de partea ta. Oamenii care vin din crez, de aceea avem nevoie, nu avem nevoie de oportuniști. Asta să fiți siguri de asta. Pentru că oportuniștii merg unde este bine, asta știm. Și noi încercăm și sunt 100% sigur că vom reuși să ținem departe astfel de persoane, pentru că uneori un om ți se pare foarte interesant, l-ai aduce în grupul tău, dar ar trebui dispare. Să uiți un pic și pe istoric. Da. Să știi că bătălia pentru primăria municipiului Târgu Jiu, pentru Consiliul Local, știți că nu este una simplă. Da. Adică în astfel de bătălii se pun la bătaie, să spunem așa, toate instrumentele. Da. Absolut toate. Legat de asta, aș vrea să fac o mică precizare. Sunt foarte interesante alegerile locale de anul acesta, cel puțin la nivel de Târgu Jiu, la nivel de județ Gorj, pentru că am văzut foarte multe nume noi, am văzut și numele vechi, clasice, pe care cred că dacă mi-aș aduce aminte la 2 ani pe afișe fețele, ar fi foarte multe și în ziua da, de astăzi. Da. Nici o problemă cu asta, până la urmă, să formezi o echipă, un grup... care să reușească, ai nevoie de oameni din toate sferele corect, și de toate vârstele. Corect. Dar să înțelegem că și eu pot să vin la 19 ani ai mei cu o idee foarte bună, cum puteți să veniți și dumneavoastră la vârsta dumneavoastră și tot așa. Adică să înțelegem că când e vorba despre o idee, nu poate să iasă nimeni în față, spune eu am mai multă experiență. Ideea nu are vârstă, da. Exact. Bun, și am văzut foarte multe fețe noi, tineri, pe listele partidelor. Nu discutăm despre ce locuri au primit, dacă sunt eligibili sau nu. Partea bună este că sunt acolo și că au făcut pasul. E, de aici încolo ține doar de noi, doar de generația noastră. Să nu ne lăsăm influențați, să nu lăsăm o amprentă negativă să fie pusă asupra noastră de către cei care am fost nemulțumiți atâția ani. Adică de 30 de ani și noi ne plângem acum că nu merg lucrurile bine. Păi da, dacă ne ducem în echipa alora care au făcut ca lucrurile să nu meargă bine de ani de zile, măcar hai să încercăm să-i schimbăm noi pe ei, nu ei pe noi.
Știi că treaba asta e destul de complicată. Știu, dar asta e un semnal de alarmă pe care încerc care să-l trag. Când ai ajuns într-un... Trebuie cu adevărat noi să facem o altfel de politică. Adică politica pe care noi vom face de aici încolo să fie alta. Nu a lor de până acum. Am văzut atacuri la persoană, tot felul de chestii de genul acesta care nu ține demnitatea ta ca om. Și de asta noi ne numim alternativa pentru demnitate națională. Suntem o alternativă la actuala clasă politică. Luăm pauză, luăm pauză, revenim și o să revin cu tine. Ai spus la un moment dat că vrei să te implici în partea asta culturală, da? Da. Ce alte obiective ai tu în vedere așa? Mandatul este de 4 ani de zile. Da. Bănuiesc că nemulțumirii ai mai multe. Foarte multe. Mi le spui după publicitate. Bine. Gata, așa facem. Revenim imediat după publicitate cu Andreea Chirițescu, candidat ADN la Consiliul Local, și Lucian Budulan, coordonator politic. Mi-a atras atenția să spun lucrul ăsta, ADN al ADN Târgu Jiu. Da, m-am uitat pe monitor, am văzut publicitate electorală și mă gândeam că nu avem nimic, nu a venit niciun partid la noi cu publicitate electorală, dar nu e timpul pierdut. Ok, revenim la invitații mei, Andreea Chirițescu, candidat ADN Consiliul Local Târgu Jiu, Lucian Budulan, coordonator politic ADN Târgu Jiu. Tu de ce nu candidezi? Nu ai voie? Exact. Nu te ajută vârsta. Este o lege din punctul mă și enervez că ești așa de tânăr, știi? Da, este a 10-a oară când auzi chestia asta că ești enervant de tânăr. Da, mă enervez, da. Nu știu de ce, încep să mă enervez că ești da, așa de tânăr. Da, mi se pare o chestie destul de bizară să ai voie să alegi, să votezi, dar să n-ai voie să fii ales să... de la 18 ani. Da, nu înțeleg care este criteriul electivității. Da, electivității, exact. Dar asta este, ne conformăm. Nu am nevoie să candidez ca să pot să schimb ceva sau să ajut la schimbare. Am înțeles. Pentru asta am colegi de genul Andrei și tot așa. Adică voi dați scris acolo, Andreea, fii atentă, mâine în Consiliul Local avem 1, 2, 3, 5, 10. Nu despre asta e vorba, dar dacă eu am o idee, are cine să mi-o expună. Corect. Andreea, da. Vorbeam despre obiective. Mi-ai spus unul dintre ele. Da. Care ar mai fi? Ai 4 ani. 4 ani ar fi 4 mari obiective. Nu poți să îți propui 10 obiective în 4 ani. Perfect, pentru de acord, că... adică numai oamenii politici își propun câte 20, știi? Noi suntem oameni cu picioarele pe pământ. Trebuie să înțelegem că este greu de umplut un flyer A4, da? Nu poți să scrii 2 obiective pe un flyer A4, care pare nici nu-ți închipui câte obiective pot să treacă oamenii politici. Păi asta zic, acolo trebuie să fie minim 20 ca să se vadă că oamenii au idei. Da, am înțeles. De ce, Andreea? Educația. Da, să vorbim cât mai aplicat. Educația, da. Pentru mine contează foarte mult și cred foarte tare, mai ales că am un istoric în acest lucru cu copiii, să îi promovăm pe ei, da? Să le creăm propriile nișe de reușită, da? Mai târziu, să aibă propriile lor păreri, nu părerea mea luată, văzută lumea prin ochii mei. Cu cât îi direcționez să vadă lumea prin ochii tăi, cu atât este ajung la vârsta de 18-19 ani și atunci începe deraierea, pentru că nu și-au creat propria lor structură. Îi văd foarte des, când veneau la școala de teatru, că aveau ideile preconcepute ale părinților, ale bunicilor venite cu ele, în care, evident că la vârsta respectivă nu ai cum să crezi. Dar se ghidează și merg pe acel palier până la capăt și ei, fiind copii, chiar cred în asta cu tot adevărul din ei. Și atunci mi-aș dori pentru ei să aibă parte de școli de teatru care să îi ridice și să poată la 18, 19, 20 de ani să poată vorbi ca Lucian, să aibă puterea de convingere disponibilă în lumea asta în care dacă nu știi cum să te exprimi și nu știi să îți creezi acest front comun cu colegul sau colega, nu reușești, pentru că ești deficitar. Uite, pe proiectul ăsta de educație, îl iei consultant pe tânărul Lucian, care e enervant de tânăr. Bineînțeles. Exact despre ce spune. El este proaspăt trecut așa prin șurie. Enervant de tânăr, nu știu ce. Da, eu tocmai ce m-am dat jos de pe băncile liceului. Sunt în anul 2 de facultate, nu am uitat cum este să fii și mai enervant de tânăr. Să fii și mai enervant de tânăr, da. Și la propriu și la figurat acolo putem discuta despre asta. Dar exact ce spune Andreea. Până la urmă trebuie să vii în fața tinerilor, în fața generației care va fi la un moment dat temelia și este acum temelia, dar la un moment dat va fi baza și vârful acestei țări. Noi
generația noastră va trebui la un moment dat să susținem economia și noi să venim cu ideile, noi să venim cu chestiile practice aplicate. Nici să, măcar să, nu ne mai, să ne mai consulte pe noi cineva. Noi trebuie să fim cei care vor lua decizii. Uite, să știi, ceea ce spunea Andreea este perfect adevărat. Eu am prins, am făcut liceu în perioada comunistă aia, știi? Adică aveai niște traiectorii bine stabilite, bine delimitate, nu prea puteai să ieși stânga-dreapta, da, că îți dădeau cu nuieluța, știi, dacă nu erai acolo pe traiectoria aia. E, ceea ce ai spus și tu, ceea ce spui și tu, știi, copiii trebuie să vină în ziua de astăzi cu așa, o viziune largă, adică nu știu, trebuie domnul să... Domnul Dan, din păcate... Și adevărat că vin, vin într-adevăr copiii, da, vin copiii, să știi că vin așa deschiși, nu știu, sunt mult mai deschiși decât a fost, spre exemplu, generația mea. Da, poate pentru că am avut și mai multe oportunități, dar după 30 de ani de democrație, nuielușa încă rămâne la un moment dat. Exact când ar trebui să dispară, ea rămâne nuielușa aia care ți dă peste mânuță dacă o întinzi. Acum să știi că și democrația fără niște reguli clare nu poate funcționa. Devine anarhie, știi? Și vedem ce se întâmplă acum, după ani de democrație. Da? Trebuie să venim. Nimic. Exact, despre asta vorbeam. Nu se întâmplă nimic, toată lumea este liberă, într-adevăr. Da, este mi-aduc super... aminte când aveam vârsta ta și așa, a picat Ceaușescu și toată lumea spunea, mamă, noi o să fim generația de sacrificiu. Știi, au trecut 30 de ani, tot generație de sacrificiu a rămas, dar și copiii mei tot generație de sacrificiu și voi tot generație de sacrificiu. Exact. Și probabil că o să fim o țară cu o generație de sacrificiu din 4 în 4 ani. Noi trebuie să-i ademenim pe tineri cu proiecte reale și cu proiecte până la urmă benefice pentru construcția și pentru viitorul lor. În momentul în care tu îi oferi ca și oportunitate vicii, jocuri de noroc, că vedem centrul nostru, de exemplu, Târgu este plin de săli de noroc, de jocuri de noroc, da? Păi, dacă tu... Dar ce, ai vrea să avem teatru lângă teatru? Nu, aș vrea să avem un proiect al meu... Am glumit. Centră de creație. Exact, asta ar fi următorul, da? Și de ce nu? Centră de creație în care să aduci o dată pe săptămână un mare actor, da, să lucreze cu copiii, aplicat, pe mișcare. Uite, pe și dicție, de ce nu sunt? Pe... Pentru că susținerea nu... cui o are Andreea în acest moment? Ce anume? Are nevoie de o susținere pentru Andreea, asta. Dacă se apucă și scrie un proiect mâine, se duce cu el într-un consiliu. Mai greu acum că e chestia asta, da, cu pandemia. Dar se duce acolo și îl susține, pe lângă Andreea o să vii și tu, o să vină și... altul și când veți umple sala aia într-un consiliu local, da, și veți convinge pe oamenii ăia că, bă, e necesar, e util, e educativ, mă îndoiesc, ar zice. Adică ce am vrut să spun, Dan, este că pentru mine este foarte important să, ca proiectele mele personale, nu neapărat să le concretizez într-un an, gata, am și făcut proiectele. E normal că nu să poți. Fie luate în calcul și din 10 energia. Posibilități pe care le am, să reușesc să fac măcar un centru de creație. Corect. De care ți-am spus. Corect. Să văd că funcționează lucrurile, să-i scot pe acești copii pe care îi iubim și sunt copiii noștri, copiii voștri, adică investim toată energia noastră în asta, să-i văd că îi scoatem cu capul din tablete și cu ochii din televizoare și din telefoane, pentru că la școala de teatru la început când mi-au venit, eu vorbeam și vorbeam, aveam emoții, eram terminată de emoții, primul meu curs, împreună cu Adrian Șerban, colegul meu de la teatru, și toți copiii erau așa. Pe telefon. Și am stat, zic, Doamne, ce fac acum? Adică sunt în fața unei situații. Iar de la al doilea curs, le-am luat frumos un coșuleț. Telefoanele toată acolo. Toată lumea telefoanele la intrare. Mami, tati, bunica, știu că vă aflați la cursul meu. Și acum... începem cursul. E, în secunda aia, Dan, au început 2 milioane de întrebări. Pentru că ei, evident, ce că n-au bine, mai avut bucurat, interesul telefonului. Te-ai bucurat. Da, și au început să mă întrebe. Cum facem aia? Da, acolo. Vai, doamna, dar cum puteți să râdeți așa? Dar cum puteți? Adică, vezi entuziasmul ăsta dacă îl camuflezi și nu-l lași să aibă propriul lui curs. Nu poți spune că ajungi să-mi promiți 20 de programe electorale în care nici măcar tu nu crezi. Nu cred, dar le promit. Știi adică cum dacă e? Spun că Andreea, fac două, uite, trei... mai vreau să te mai întreb ceva. Tu ai venit din București. E adevărat, da. În București este, cum să spun,
nu neapărat mai greu, mai complicat să pătrunzi, să nu știu ce. Dar vreau să te întreb, ce perspective îți oferă ție județul ăsta nostru? Ce perspective îți oferă ție Oltenia, spre exemplu? Oltenia mi-a oferit marea perspectivă de a-l cunoaște pe Marian Negrescu, da, pe fostul director de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, care a contribuit la formarea mea ca artist 100%. Adică m-a luat de la vârsta de 14 ani și m-a dus în direcția în care el știa că acolo sunt lucrurile calde și bune și a știut cum să mă direcționeze. Despre asta vorbeam. Dacă există astfel de oameni într-un centru de creație sau într-un after school sau într-un loc în care ai 30-40 de copii, poți să spui că îți creezi la 18-19 ani o elită de tineri care să nu mai fie hăituiți și huiduiți de sunt de acord cu toată tine. Lumea. Știi ce vreau să spun? Eu la un moment dat, și-am spus-o de multe ori, spre exemplu, neapărat când rumam copiii, dar uitându-mă așa la perspectivele din județul Gorj, știi, maică-ți vine să spui, bă, ia-ți nu prea mai ia-ți gentuța, poșetuța și mergi înainte. Și du-te. Ei, aș vrea să te întrebi și pe tine același lucru. Unde-i poșetuța? Unde vrei să te duci? Poșetuța s-a întors de la București și este acasă. De ce Târgu Jiu? M-am făcut facultatea la Sibiu. Mi-am dorit enorm să ajung la București, să ajung la televizor. Da. Chestia asta se întâmplă, vorbind de proiectele mici. Faptul că am dorit să ajung la televizor a fost un proiect mic. Nu gândeam în perspectivă atunci. Acum nu mai doresc să ajung la televizor pentru că am ajuns, am văzut cum e. Am făcut masteratul la București. M-am întors în Oltenia din simplul motiv că dacă am proiecte, pot începe și pot oferi privilegiul oamenilor de acasă întâi să se bucure de ele, dacă eu mă voi bucura eu însă de realizarea lor. Și după să pot ajunge cu aceste centre de creație peste tot în toată România. Dacă reușești să le implementezi, să le implementezi la nivel micro, automat se vor duce și în macro. Pentru că vor prelua, evident, oameni de nivelul tău, oameni care au același, au aceeași anduranță și aceeași energie și cred în, acest, în aceste proiecte propuse de tine și automat devine... Asta e sistemul pentru care eu cred că m-am întors în Oltenia. Deci deocamdată nu ai nevoie de poșetuță și... Nu, n-am nevoie. Îmi doream când, eram, când aveam 18 ani să plec din țară. Și tatăl meu este cel care nu m-a lăsat. A zis, tu trebuie să rămâi în România acasă și să faci ceva aici. Îi mulțumesc astăzi pentru asta. Hai, uite, interesant. Pentru că pentru simplu fapt că mă oprește lumea pe stradă și îmi spune, te admir, te iubesc, felicitări pentru ceea ce faci și pentru sinceritatea cu care spui lucrurile. Am înțeles. Cred că dacă am ajunge fix cum cei din ADN, noi asta facem, suntem sinceri unii cu alții. Dacă am ajunge din nou la sinceritatea aia primordială a oamenilor, am putea să, să facem orice proiecte vrem. Pentru că vorbim de fonduri europene, dar nu știm să le accesăm. Da. Nu putem face o consultanță gratuită pentru tinerii, ca mine sau ca el. Păi, până la urmă, cum accesăm fondurile? Adică ei trebuie, să aibă... Păi bun, dar eu chestia asta cu fondurile europene, să știi că o văd tot în curtea voastră. Adică... În ce sens? Tot voi trebuie să veniți, păi, să spuneți. Tot noi, am înțeles. Băi, Dan Moșteanu, vezi că pentru televiziunea ta sunt, ai trei axe pe care și poți de unde merge. Să știu? Pentru hai că nu m-ai educat Lucian, nimeni și nu m-a pregătit Lucian, nimeni. Lucian, vine lângă tine, te sprijin și hai să-i dăm bătaie. Păi da, dar nu m-a direcționat nimeni către acolo. Nu știu ce am de făcut. Nu mi s-a pus niciodată la dispoziție un ghid care să nu aibă 200 de milioane de pagini. Trebuie să-l iei tu ghidul. Da. Păi bun, îl iau eu, îl citesc da. 200 de mii de pagini din care câte rețin. Nu trebuie să fie ceva mult mai aplicat. Ce e important trebuie să reții? Păi greu să știu ce este important dacă nimeni până la urmă nu m-a educat pe da, materia asta. Nu, bine, am dat exemplu Lucian Budulan. Da. Tot de la voi ar trebui să vin. Okay. Adică nu neapărat tot de la voi. De la tineri care sunt specializați sau școliți pe domeniul respectiv. Exact. Bun, dar credeți că n-ar fi mult mai ușor la nivel de primărie? Hai că am trecut la o altă treabă. Tu? Okay. Eu? Poșetuța, gentuța și drumul? Eu poșetuța în ultimii... Cu poșetuța lasă că e Andrei. Nu ok, cu gentuța. Cu gentuța. An, eu sunt la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor în Craiova, specializarea în Craiova. În Craiova. În Craiova. Motivul pentru care am mers în Craiova a fost că nu vreau să mă rup de Târgu Jiu și că era cea mai accesibilă variantă exact pentru mine. Iar mă dezamăgește puțin chestia asta pentru că ar fi trebuit să aleg Universitatea Constantin Brâncuș.
ar fi trebuit să aleg să rămân aici în Târgu Jiu și să fiu, să nu plec nici măcar la cei 100 de kilometri, care teoretic sunt aproape, nu da, e nu, foarte nu, departe. Da, ziua de astăzi nu-i mai pui la socoteală așa. Da, nu-i mai pui la socoteală pentru că o să avem oricum drum expres, o să mă duc foarte repede la Craiova, nu? Câțiva ani, ce? Un an? Exact, dacă de 10 tot avem în, în următoarele 3 luni o să vină din nou excavatoarele care o să sară. Sau poate autostrada 1, da, că am auzit și autostrada 1. Despre asta vorbeam cu proiectele macro pe care nimeni nu le va realiza, asta e garantat. Nu, pe mine nu mai pot convinge. Astfel bine, de astea sunt promisiuni mai... electorale, nu da, știu nu mă mai câți oameni... Dar oare cel care se uită de acasă? Vă întrebați dacă crede așa crede? Ceva? Chiar crede? Adică el o să aveți surpriza să vedeți că un... sunt foarte mulți care cred. Crede că se va face un spital dacă noi avem 3 și nici pe alea nu le facem. De ce nu le facem pe alea 3 înainte și după alea facem și pe al 4-lea? O să aveți surpriza să vedeți că sunt foarte mulți oameni care cred aceste lucruri. Eu, da. Ok, dar acei oameni despre asta vorbim, sunt ademeniți, sunt momiți cu niște lucruri false până la urmă, chestii mărunte. Vorbim de chestii pe termen lung, pe proiecte mari, da? Sunt ademeniți către proiectele mari, par foarte frumoase, sunt îmbrăcate extraordinare, exact ca și amănuntele. Oamenii. Și, da, exact, uite amănuntele importante. Cum ajungem acolo? E super frumos. Idei, cred că de genul ăsta poate să aibă toată lumea. Idei atât de mărețe. Că ne uităm în afară, luăm de acolo, venim și le expunem în țară. E super simplu. Un obiectiv personal al tău. Un obiectiv personal al meu pentru să reușesc... care să aibă legătură cu domeniul ăsta. Adică am intrat în politică ca să... Să reușesc să oferă tinerei generații cât mai multe variante de proiecte în care să se implice, activități extrașcolare în care să se implice, pentru a nu le da timp și nici șansa să se orienteze către vicii și către chestii nocive pentru ei. Exact cum a zis Andreea, i-a pus la o activitate, da? Ei n-au știut că activitatea i-ar pasiona pentru că au venit direct cu viciul în mână, cu telefonul. În momentul în care au lăsat telefonul deoparte, tu trebuie să vii cu o variantă pozitivă. Pentru că dacă lasă telefonul, pleacă la mașină sau pleacă pe calculator sau tot așa. Sau merg și își petrec timpul liber doar în baruri, doar... De ce nu avem și noi o cafenea realitatea literară, de exemplu, în Târgu Jiu? Știi că s-a încercat o cafenea? S-a încercat. S-a încercat. Exact. S-a încercat. A murit. Da. De ce? Despre asta vorbim, despre de educație. Cum investim noi în educație și ce variante? De ce nu avem seri, seri organizate, care, nu neapărat literare, întâlnirile oamenilor cu artiștii Gorjului? Păi și asta ar trebui să pornească tot de la artiștii Gorjului. Da, asta era adică al treilea obiectiv al meu. Bravo. Asta era. Bravo. Că am vorbit de două, asta era al treilea. De ce să nu te întâlnești, să nu te poți întâlni cu un actor? Da, corect. Să-l întrebi. Corect. Cum ai ajuns să nu ai emoții? Cum îți gestionezi emoțiile? Cum îți gestionezi viața? Până la urmă, să stai de vorbă, să beți o cafea, să bei un suc și să schimbi adică idei. Relaționezi, schimbi idei. Este foarte important. Da? Da. Un happening, creezi o nișă de oameni, îi atragi, neapărat dacă vor să facă teatru. Poate să vină și o doamnă psiholog, o doamnă neurochirurg, un domn inginer în construcții și să participe la aceste... set de comunicare, pentru că noi nu mai comunicăm decât pe Instagram, pe Facebook. Asta vorbeam. Fericirea noastră mail, și viața noastră Twitter. Este mai mult digitală decât reală. Mie mi-e drag să vorbesc cu voi. Suntem pe finalul emisiunii. Nu pot să... Eu vă aștept să mai veniți dacă vă dă voie coordonatorul suprem. Nu este vorba de așa ceva niciodată. Nu, știu. Niciodată am glumit. Noi glumim. Bun. Și vă mai aștept să știți emisiune. Totuși aș vrea să vă mai întreb ceva. Nu vă las să plecați așa oricum. Toți candidații au luat, să zic, la pas așa, municipiul Târgu Jiu, de parcă nu l-ar cunoaște, știi? Adică, domnule, acum îl redescoperim. Vai, ce mizerie, să vedem mai... ce probleme ar vai, fi. Ce nu e gardul tuns în debarcader, știi? Va trebui să facem trei borduri acolo, că nu sunt în zona Vătei. Exact. Deci acum îl descoperă, să știți, candidatul. Da, este bine dacă de 4 ani de zile unii... Scuze, dacă de 4 ani de zile unii ocupă funcții gen consilier local și nu știu că groapa este de 2 ani acolo, este foarte bine că măcar acum le descoperă. Dar aș vrea dacă tot vin acum și spun, domnule, ar trebui făcute 3 borduri acolo, vreau să le văd acum făcute. Voi cunoașteți municipiul Târgu Jiu? Da. Eu v-ați întâlnit cu oamenii? Eu îl știu. Da. Bine, tu te-ai, și tu bănuiesc că tu te-ai întâlnit prin prisma meseriei. Și am fost pe am fost și am împărțit ziare în scări de bloc, m-am întâlnit cu oamenii care m-au întrebat mi-a de zis ce coordonatorul de drumul tău, de ce nu, dar care e te-au întrebat meu? Așa ceva? Da, de ce nu, care e drumul meu? Știți voi care e drumul meu? Poate mâine ne întoarcem la comunism. Care e drumul meu? Nu are nicio relevanță. În loc să iei momentul
ca atare, prezentul, pentru că nu trăit un trecut și viitor e ceva, e o butaforie, cum o numim noi în teatru, da, e o iluzie. Hai să vedem dacă fata asta a intrat în politică, are ceva de spus? Adică nu poți trebuie să mă asociezi un raport pe mine, persoana mea, cu ce a fost politica până acum. Eu nu am fost acolo implicat să ajung să dau o etichetă proastă acestei sintagme politică. Mei, eu vreau să vă spun un lucru, știi? Sunt oameni care au avut multe așteptări de la oamenii politici. Gândiți-vă exact. Că imediat după 90, da, în momentul în care a fost revoluția, au fost oameni care au plâns, da, și așteptau, domne, gata, am terminat cu Ceaușescu, vai de mine. Vrem ce să ne meargă bine. Da, da, da. Știi, oameni care au avut un crez, au crezut în politicieni, au crezut un an, au crezut 5, au crezut 10, au crezut 20. Și chiar 30. Chiar 30? Ce pot să zic că oamenii aia? Deci am făcut campanie. Ne-am dus, am vorbit cu oamenii, am împărțit ziare. Voi aveți datoria să-i convingeți că, cred eu, că domne, ăștia 30 de ani sau cei care v-au promis nu au fost... Eu consider că dezamăgirea oamenilor este deja la cote maxime. Adică cei care au fost până acum la frâiele acestei sunt scârbiți. Da, nervii sunt întinși la maxim, oricum. Când începe campania electorală, unii dintre ei să știi că s-au săturat. S-ar închide în casă. S-ar închide în casă, da. E, asta e datoria voastră. Dar noi trebuie să convingem. Să-i convingeți. Da. Am avut o experiență și o să închei cu asta eu personal. Am fost în stația de taxi de la gară, da? Și am împărțit ziare taximetriștilor și am trăit un moment excepțional în care i-am dat un ziar domnului și am zis, vă deranjez și eu dacă vă ofer ceva. Și îmi spune, domnișoare, eu nu știu să citesc, dar pentru, de dragul tău, o să învăț. Foarte frumos. Mi s-a părut o abordare a unui om simplu, da? Trebuie să iei numărul de telefon, să spun peste 2 ani de zile, ai învățat? Da, ai citit. Știi? Orașul da. E mic, ne mai întâlnim unii cu alții. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Dacă aveți vreun mesaj, nu știu. Voi sunteți tine. Da, de ce nu? Transmiteți ceva. Să avem crez, ca și oameni, să credem în ceva, să ne găsim un punct comun până la urmă și să credem în el, să muncim pentru el. Nu vorbesc neapărat de partea politică, și de părți profesionale și de părți personale. Adică trebuie până la urmă să facem ceva cu viața noastră și să ne dăm seama că noi suntem cei, noi nu suntem păpușile, noi putem fi păpușarii. Despre asta e vorba. Eu le-aș spune să-și asculte instinctul. Adică noi ne creăm viața noastră. Sinceritatea și naturalețea unui discurs neformat, nescris. N-am învățat niciun discurs. Da. Dacă ți-am răspuns, ți-am răspuns cu sinceritatea momentului meu. Dacă dăm cu bățul în baltă și spunem vreo prostie, da, o spunem sau... pentru că noi nu ne-am pregătit un speech. Noi sau avem de aici bâlbâie, da. Să transmitem ce avem pe moment, ce credem noi pe moment. Bine, asta cu prostia știi că e relativ, adică cine poate spune că tu ai spus o prostie sau tu ai spus o prostie? Nu pot eu să spun așa ceva. Da, n-ai... Da, exact. Până la urmă, da, nu ai... nici calitate și nici nu poți să judeci, n-ai limite să spui domne, Andrei a spus o prostie. Cred că e momentul oportun să trecem de la pasivism la activism. Clar, eu garantat. Cred că este foarte important, spun așa, o părere personală de-a mea, ca în politică să intre și să fie acei oameni care la un moment dat au o carieră, cum este Andreea, da? Și simte că păi se pot intersecta lucrurile astea două. Adică să ai un scop comun. Atâta timp cât scopurile sunt diferite, consider că nu prea te-ai dus în politică ca să faci alte chestii. Dar dacă ai un scop comun cu politica, da, ceea ce mi-a zis Andreea. Da, la început, domnule, eu vreau să fac chestiile aia, centre de creație. Toate au legătură cu jobul ei. Da, se întrepătrund undeva. Le poate face din postura de consilier local. Știi? E foarte important lucrul ăsta. Așa este. Spor la treabă. Mulțumim. Și mult curaj și multă putere de muncă. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Repet numele invitaților, să-i țineți minte, sunt tineri acum, dar probabil o să vă aduceți aminte de ei. Andreea Chirițescu, candidat ADN Consiliul Local, Lucian Budulan, coordonator politic ADN Târgu Jiu. Până mâine seară, toate bune, să fiți sănătoși.